Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecata inculpaților Horia Ioan Chivari, avocat în cadrul barului Bihor, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, și Dorel Vasile Tucaci, sub aspectul săvârșirii infracțiune de instigare la cumpărare de influență. În rechizitorul întocmit de procuror se constată că în perioada iunie-august 2011, inculpatul Horea Chivari, în calitate de avocat în cadrul barului Bihor, s-a folosit de influență avută asupra magistraților de la Curtea de Apel Oradea. Acesta pre a retins suma de 20.000 de euro și a primit suma de 24.000 de euro sub pretextul că sumele de bani vor fi remise judecătorilor implicați în soluționarea cauzei penale privind dosarul inculpatului Dorel Tucaci. Avocatul a promis că îi va determina pe magistrat să pronunțe hotărâri favorabile în sensul punerii în libertatea inculpatului Dorel Vasile Tucaci. Dosarul prezent a fost trimis spre judecare Curții de Apel Cluj.